ziua! Oh, bună ziua, domnule deputat! Bine ați venit la noi! Luați loc, vă rog! Frumos, domnule, aici e frizeria Parlamentului. Aici, aici. Bravo! Nata, ești frizerul? Da, de fapt, stilist, se spune. Aha. Consilier în probleme de looking. Consilier. Da, uitasem că toți salariații Parlamentului sunt consilieri. Asevu! Da, mersi, mersi, mersi. Trebuie să cugulim și o limbă străină. Mersi. Uras sunt uns. Să punem frumos un prosopel, da. Să nu se păteze băiatul. Ușor așa. Vă strânge? Nu, mersi, da. Mersi. Bun. Noi abia am deschis, să știți, am fost în renovare. De-aia nu e prea multă lume, dar... E bine, ori să vină ei. Da, asta vreau să constat, că nu prea mișună lume pe aici. Nu prea. Domne, nu cunoașteți. Sunt la muncă, muncesc ăștia. Cel mai mult vin cei de la PDL? Oh. Deci sunt foarte pretențioși, dar pretențioși. Domnul Berceanu vrea cărare pe stânga. Domnul Videanu vrea cărare pe dreapta. O să vă pun un preț mai mare. Mi-a luat la spumă pentru nasul ăsta al noastră. Așa. Mă rog, dar mâine, poimine vin alegerile. Da. Și o să rămână fiecare pe cărarea lui. Da. Și altcineva, cine vă mai vizitează? Cine vă mai trece pragul? O groază de lume, domnule, o groază de lume. De pildă... Ați stins lumina că nu mai văd. Aveți răbdare. De pildă, foarte des vine pe la noi domnul Ponta, domnul de la PNL, zi pe nume că... Domnul Antonescu, cred. Așa, așa. Da. Și dumnealor, ce pretenții au? Vor să se înapoieze... părul rockerilor pe care i-a tot pe vremuri poliția. Miliția. Da, miliția. Da. Și altcineva, cine mai vine? Păi da, voi vine în fiecare dimineață să-l rad domnul Adrian Năstase. Mă mir. Dumnealui nu se rade acasă? Păi știți câte case are? Mm-hmm. Niciodată nu știe unde și-a lăsat aparatul de ras. Da. Domnul Teddy vine? Care Teddy? Meleșcanu. Vine, îi fac un tratament pentru creșterea părului, domne. Nemaipomenit. Și cât vrea să-i crească, domne? Cam atâta, ca să-i acopere poleții. Mm-hmm. Da. Șampon aveți? Șampon avem de toate, sigur că da. Șampoane de toate, avem de pildă șampon nou, Adrian Severin. E bun? Păi e foarte bun. Știți, cei de la Bruxelles l-au trimis înapoi la PSD să se spele aia cu el pe cap. Mm-hmm. Dar al dracu ce nu vrea să facă clăbuc. Oh. Asta e. Dar câți nu vin, doamne? Domnul Viorel vine? Care Viorel? Crebenciuc. Vine, îi fac un tratament pentru menținerea părului. Mm-hmm. Înțelegeți? Da. E foarte bun ăsta șamponul. Da. N-ați văzut că până acum nu i-a clintit nimeni un fir de păr? Da, aveți dreptate. Tehnică da. Nouă, domnule. Bravo, domne, bravo. Așa... Trebuie să dai și cu puțină de asta. Așa. Un moment, mai avem. Așa. Gata. Ce? Terminat. Poți să deschid ochii? Da. Oh, eu sunt ăsta? Păi, dar nu m-ați stuns deloc, nu m-ați făcut nicio frizură. Păi nu. Dar ce, dumneavoastră faceți ceva?